Adio monetizare pe episodul ăsta. Ce e asta? Îmi vine să plâng. Nu-mi place cum se uită ăștia la mine acum. Nu știu, nu ceva ok, nu cred că urmează. Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Ia ascultați aici. The back. Așa, bun. Stați, hai să auzim și vorbele mari ale maestrului, să începem episodul cum trebuie. Este ziua pulii. Așa, bun. Deci ați auzit ce a zis și maestrul. Astăzi este episodul final din Vasile Traian The Game. 7 zile are povestea jocului, așa că hai să terminăm. În episodul anterior i-am găsit maestrului un husky, pentru că un maestru adevărat are un husky, cum am și eu. Cum am spus, uitați ce drăguțește, cine nu și-ar fi dorit un husky să aibă. Hai să vedem ce aventuri mai avem. Sper să au niște replici pe care le îndrăgesc foarte mult, pe lângă cele clasice din clipurile mele populare. Cine e pe canal de mai mult timp știe la ce mă gândesc eu. Hai să vedem. Nu mai este. Am scăpat de cursuri și mă bucur și eu de prima mea zi liberă. Da, cam așa a fost și eu când am terminat liceul. Bine, eu când am terminat liceul eram internat în spital. Asta e partea a doua. Dacă n-ați văzut clipurile despre cum a fost pentru mine clasa 12, că am fost internat, că am avut tumoare, poate nu uit și vă pun undeva pe lângă capul meu un i. Dacă nu, găsiți voi pe canal videoul despre când m-am operat. Jumătate de an. Dar ce să fac în această zi? Nimic, stai cu Vasile. Hai să stăm cu Vasile. Ia să mă duc să văd ce face. Iar vorbește la telefon? Vreau să fut. Fute-mă, stamata, fute-mă pe soarta. Fute-mă pe alea la cine este în cap, ele de la cap la coată, sunt putele tine alea, le dracu până să tura de pulă. Îmi place mult să fut. Adio monetizare pe episodul ăsta la cât înjură. Ți-ar gura, dracu, să bag eu cuțitul în tine, sirar, măta. Ce-o mănânc eu, să iau sus, tu le dai cu sirial, dracu, să o fuți. De ce nu mă lăsați liber și nu m-ați lăsat liber și am ajuns la o vârstă sau sunt într-o vârstă în care aș vrea să fut într-un mod liber? Bă, dacă o să fac vreodată farse la telefon, să mor de nou să bag replicile astea dacă fac eu farse la telefon odată, dar sunt zgârcit să-mi car cartela. Mă prefac că n-am auzit asta. Bună ziua. Bună ziua. Am ghicit ce urma să zic. Era bună ziua, așa mai ce lung. Mai faci? Bine, nimic special. Mă gândeam ce să fac cu ziua mea liberă. Am un plan. Vrei să auzi planul lui Vasile? N-am mai fost aici odată? Ba, cred că da. Am un plan, da. Putem să ieșim afară. Da, e o idee bună. Hai afară, am ieșit cu câinele sau fără câine. Și a ieșit la o plimbare cu Vasile. Trebuie să mă întâlnesc cu cineva. Până vine tovarășul meu. Ai o țigară? Din păcate nu. În regulă. A venit omul de care ziceam. Frate, am o problemă. O problemă? Am fost la alimentară și cineva mi-a furat câinele. Mi-a furat câinele lui Băsescu. Noi am avut o problemă asemănătoare. Ne-am pierdut câinele. Dar am găsit eu altul. Eu am găsit alt câine. Hă? Ce câine? Uf! Nu se poate. Stați așa. Ce rasă era câinele pe care l-ați pierdut? Husky. N-am văzut niciun husky. Suntem proști să dăm husky-ul lui Băsescu. Nu cred că am văzut vreun husky. Atunci, ăsta este. Măcar am acest câine. Hai să vedem, e alegerea bună că am păstrat husky și nu i-am dat pe chinezul. Bă, voi chiar i-ați fi dat lui Băsescu husky-ul și luați pe chinezul? Eu n-aș face asta nici să fiu plătit să... Nu, nu. Era așa de... Mai încearcă. Să mor tu că trebuia... Să mor tu că trebuia să-i dau husky-ul lui Băsescu. Bă, că mi-aș pula pe chinezul lui. Load. Autosave. Eu v-am luat câinele. Chiar îmi pare rău. Fugi imediat acasă și vi-l aduc.
Să mor tu, bă, și trebuie să-i dau husky-ul lui Băsescu? Cum să-i dau, bă, lui chiorul ăla, lui bețivul ăla, să-i dau un bunătate husky pe un pechinez? Bă, câtă răutate în cine a făcut jocul ăsta, cum să dai mă un husky pe un pechinez? Haide, cuțu, trebuie să te dau înapoi. Bă, și dă husky-ul lui Băse și lău pechinezul. Ce-i asta? Îmi vine să plâng. L-am adus. Chiar îmi pare foarte rău că l-am luat. Credeam că este abandonat. Nu e problemă. Ai recuperat pechinezul. Mai mult mă bucur că avem acest pechinez. Hai bă, maestre, mă dezamăgește, îți place pechinezul. Husky-ul e câine de câine, nu pechinezul. Urât. Asta nu mi-a plăcut din joc, caca. Și eu la fel. A fost alături încă de la începuturi. Da mă, dar husky-ul e husky. Ați mai rămas puțin afară. Ați râs până seara de situația comică pe care ați avut-o. Ce zi interesantă, da, am dat un husky pe un pechinez, o zi super interesantă. Of, 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 of. Să știți, noapte bună, seară bună. Și am dat husky-ul pe pechinez, trebuia să... Este ziua Puli. Și ultima zi a Puli. Am crezut că n-am apăsat pe filmare. Fai de capul meu. O, da. Deși această săptămână a Puli e pe sfârșit. A fost interesant. Bună ziua. Bună ziua. Ce mai faci? Ce mai faci? Bine, mă gândeam ce am putea face în această zi frumoasă de vară. A venit vara, se sfârșește vara. Iar o timpul spre sfârșit. Prietenul meu, Nicu, este la mare. Cine nu vrea la mare? Eu chiar mi-aș dori să merg la mare. Mergem la mare acum? Și exact asta ați făcut. Ok. Ați plecat la mare. Frumos. Ia uite, mă, pe maestru cum e. Apă, plajă și fete. Da. Chiar e superb. Nu am mai fost de mult la mare. Mi-era dur. Bă, nici eu n-am mai fost de vreo 5 ani. Deci, și cu până la anul se vor face 6 ani de când n-am mai fost. Asta e. Poate o să mă duc vara asta și eu, cine știe. Mi-am adus aminte. Nu ziceați că prietenul dumneavoastră e aici? Prietenul meu, Nicu. Haideți să ne întâlnim cu el. Bine, Ramona, bine. Uite-mă pe Nicu Baicu. Sau Bicu Naicu, cum ai zic unii. El este... Bună, sunt Ramona, încântată de cunoștință. Salut! Eu la fel. Am întrebat 100 de români. Iarăși Cabral, cum a încăput el în costumul ăsta de crab? Dacă există un Cabral crab. Eu am zis că nu. Eu cred că este o sculare de pulă. Bă, să se ducă odată Nea Vasile la ce zic roborii, să-i dea răspunsul ăsta. Și de ce Nicu are monosprânceană? Voi nu vedeți acum de web-ul meu, dar uitați și voi. Nicu are monosprânceană. De ce? De ce a pus săracului monosprânceană? Asta e, să continuăm. A plecat Cabral. Cabral pleacă trist. Să plece. Ce dracu voia ăla? Să-mi sugă pula. Mai vorbiți puțin toți trei? Ce frumos e la Marea Neagră. Stai așa. Și deodată îți rămase ceva în minte. Amintiri din ziua 1. Da, da, în Marea Neagră. Fut în mare acum, fut. Și îmi trebuie cățelușul că noată să mă țină la suprafață. Nu vreau să știu ce urmează. Nu-mi place cum se uită ăștia la mine acum. Nu știu, nu ceva ok, nu cred că urmează. Am un plan. Spune planul, las-o așa. Am un plan. Ce să votăm aici? Spune planul. Spune Ramona. Mă întorc imediat. Și ai plecat puțin până acasă să iei ceva. M-am întors. Stați așa. Unde e Nicu? S-a dus să joace un șah.
Oh, bine. Uitați ce am adus. Cățelușul. În oata să mă țin la suprafață. Eu mă gândeam că o să se întâmple altceva. Da, oricum. Da, am crezut că o să se întâmple altceva. Să continuăm. Sau ăsta e ending-ul? Are achievement-uri, oare? Cred că ăsta e. Și ați notat cu pechinezul. Așa cum ați dorit din prima zi. A fost o zi extraordinară azi la plajă. Bă, mă gândeam că vrea, că vor, eu m-am gândit că Vasile Traian vrea să, împreună cu Nicu și cu pechinezul, să o știți voi ce pe asta în mare. Eu asta am crezut. Că vrea să se întâmple, că e un ending de la psihopat. Mă scuzați, am eu mintea asta bolnavă, mă gândeam la alte chestii. A fost o zi extraordinară la plajă. De fapt, toată săptămâna a fost minunată. Datorită dumneavoastră. Nici nu știu cum aș putea să mă revanșez. M-a ajutat cu multe lucruri. Și eu îți mulțumesc. Iar ziua se apropie de sfârșit. Iar așa... s-a sfârșit săptămâna pulii. Te pupa! Ăsta a fost jocul? Cred că ăsta a fost. Final fericit. Deci după vreo 4 eșecuri, am avut finalul fericit. E descurcat superb. Da, după ce am dat de o grămadă de ori mai în urmă. Da, sunt foarte bun. Îți mulțumesc că ai jucat Vasile Traian The Game. Și eu îți mulțumesc că ai făcut jocul și le mulțumesc celor care au susținut această serie. Poți să mai încerci jocul odată, că poate și n-am ocazia să citesc. Dar înainte să pleci, avem o surpriză. Am o întrebare pentru tine. Ce zi e azi? Bună, bună, bună ziua, puri. Este ziua puri. Development, Ralu, soundtrack, Vieru, poveste, toată lumea, alte piese ce se pot găsi în joc, Sisu și Puia, Am un plan, Nicolae, nu știu ce. Mulțumim special celor de pe semnul nostru cu tare, câteva mențiuni, cu tare, cu tare, cu tare, dezvoltatorii, la la la. Vă mulțumesc în că m-ați susținut cu acest proiect și m-ați motivat să continui. And, and as always, este ziua pulii. Momentul ăla când termin un joc. Deci, ăsta e jocul anului alături de Copilul Albastru și Urât și GTA Bazooka. Am încheiat și acest joc, sper că v-a plăcut. Cum am spus, le mulțumesc celor din credituri care au contribuit la crearea acestui joc. Vreau să mulțumesc în primul rând maestrului pentru că ne-a învățat vorbele sale înțelepte. Vreau să le mulțumesc celor din de pe lângă Găiești, de unde e maestrul. Am uitat Petrești sau cum se cheamă comuna, că a zis și maestrul într-un clip. Vreau să le mulțumesc că l-au filmat pe Nea Vasile și l-au pus pe internet și dânsul a fost de acord să posteze în continuare. Aveți cuvântul meu că voi încerca odată să îl găsesc pe maestru, să iau un interviu ceva, să-l salut. Când o să am drum prin zona aia, o să-l caut, o să bag pe voi să văd ce comune sunt pe acolo. Petrești, Florești, cum dracu se cheamă, Balta, Lacul, știu că e o comună pe acolo. Cine știe, cine cunoaște mai bine, să-mi lase în secțiune în comentarii. Poate o să merg odată să-l găsesc pe maestru, că merită salutat, mai mult decât mulți alții de pe internet. Da, vă mulțumesc tuturor și eu vă mulțumesc celor care ați susținut seria până acum. Chiar dacă am apucat să pun doar primul episod și acum le-am filmat pe toate celelalte, mi-a făcut plăcere să joc jocul. Dacă mai cunoașteți niște jocuri așa sau niște developeri care vor să mai facă jocuri de genul sau... ce? Na, developerul jocului, Ralu, care... poate vrea să mai facă un joc de genul, cu un alt personaj, nu știu, cu... Bahoi sau habar n-am. O să joc cu cea mai mare plăcere. Mai aștept jocuri de genul să mi le recomandați și ne vom auzi data viitoare. Ciao les tuturor!